În porturile de la malul Mării se aflau în această dimineață 30 de nave fără operațiuni portuare. 23 dintre acestea erau în portul Constanța, 5 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizări, vineri erau 15 nave, 14 pentru portul Constanța și una pentru portul Midia. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 8 septembrie 56 de nave erau sub operare. 51 se aflau în portul Constanța, 3 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau vineri dimineață 47 de nave. Dintre acestea, 44 așteptau pentru operare, iar 3 nu aveau operațiuni portuare. În ceea ce privește traficul fluvial, în portul Constanța se aflau 54 de remorchiere și împingătoare de linie. Vorbim de 27 de nave străine și 27 de nave românești. De asemenea, în portul Midia se afla o navă străină.